Iată, continuăm. Suntem tot pe data de 22 martie și este o zi în care luăm la rând albinuțile și facem anumite intervenții pentru ca ele să se dezvolte. Am vrut să vă arăt că sigur sunt cazuri, cum e și la mine de fapt, am găsit o colonie, încă n-am verificat dacă are matcă, o colonie micuță. De ce înseamnă micuță? Adică a iernat în 4 rame, da? Și acum am ocazia asta, că e cald, să o verific. Și prima ramă, vedeți? Deci, câteva albine pe această ramă. Această ramă nu poate să rămână așa. Aici, fiind o colonie micuță, au apărut câteva celule de mucegai. Ce mă interesează la ea, în primul rând, este, să zic așa, prezența reginei, da? Aceste sunt colonii cu care eu sunt obișnuit, în mare parte cam așa aveam eu toate coloniile, nu doar câteva. Să vedem dacă matca e prezentă. Iată, albina stă doar așa pe câteva rane. Are puiet, bun. Are puiet căpăcit. Bun, dar dacă îl lăsăm noi așa, ar fi o problemă destul de mare. Nu putem lăsa așa. Deci dacă are puiet acolo, să vedem dacă are și pe aceasta. Albina s-a organizat ea acolo în partea din fața stupului, fiind mai puțină, nu știu din ce motive, n-am strâns-o eu mai bine sau... Iată și aici are puiet. Nu știu din ce motive n-am strâns eu mai bine această colonie. Faptul că am găsit-o în această situație așa. Aici are și păstură, dar la ce îmi folosește această ramă, chiar dacă are albina așa pe ea. Deci nu îmi folosește la nimic, albina e prea împreștiată și o să vedeți ce voi face în continuare, fiindcă nu este ideal să stea așa această colonie. Va face acolo puiet, va da frigul, vor fi nopți mai rece, iar se ghemuie, nu este în regulă. Și atunci am văzut că pe acele două rame a început să depună pontă. Îi scoatem și ei cartonul. Deci, dacă vrem să obținem cât de cât o colonie și un roi din ea, atunci trebuie să intervenim. Luăm această diafragmă. O înglobăm între diafragme. Știu că pe ambele rame matca a început să depună ouă. Strângem aici. Deci va rămâne pe două rame, ca să înțelegeți. Va rămâne pe două rame. Acum să văd pe care ramă am văzut păstura. Aceasta e o ramă bună, aceasta va rămâne, să fac lucrarea cu ea, celelalte, aceasta vine scuturată de albină, cât e pia pe ea acolo. Scuturăm această albină de pe ea,
Sigur o să găsiți în scupină astfel de rame, astfel de colonii micute. Venim cu o altă diafragmă. Așa. Și cu rama cu păstură. Venim aproape aici. Bun. La aceasta nu descăpăcim. Și mai vin cu o diafragmă după această ramă. O să stea ceva timp până aici. În această situație va sta mult și bine. Aici mai e o ramă plină cu miere. Va fi a ei, pentru ea a fost lăsată. Așa. Acum colonia se poate lucra foarte bine. Aici ea a avut niște turte date, le vom lăsa ce-a rămas, o să-i dau ei, ce-a rămas, n-a rămas mare lucru, dar nici nu o să-i dau mai mult. O lăsăm să consume ce are, ea nu are foarte mare nevoie. Nu trebuie așa multă mâncare, să zicem. E micuț. Și asta e. Acum, ea poate să se dezvolte mai ușor, să zic așa. Ea este o colonie mică. Foarte mică. Dacă ar fi să unificăm ceva sau nu avem matcă, nu o vom folosi pe aceasta. Din mai multe motive. În primul rând, mie îmi place pe ăștia, mi se-i fac mari. Așa sunt eu, așa îmi place mie. Să pun și cartoană. Așa. Rama care am scuturat-o va rămâne tot a ei, dar o să o dau la topit probabil, după ce o să mai poasă și ea miere de pe aici. Așa, iată acum poate să lucreze. Deci așa organizăm aceste colonii mai micuțe. Dacă avem și vrem să le facem mari așa, începem. Nu vorbim de giganți, că cum am spus, ați văzut pe YouTube destui giganți, să vedem ce putem face cu ăștia micuți. Adică cei care, nimeni nu o să scrie acum pe Facebook, bă, eu am o colonie pe două rame, nu știu cine să scrie pe YouTube. Începe și lua la mișto și una și alta și râde lumea de el, ce apicultor e, ce a făcut, nu, dar nu contează. Important este să știm ce să le facem, iată ce am făcut eu, o metodă care a dat rezultate în anii trecuți. Deci, aceasta este organizarea unei colonii micuțe care și ea trebuie să-și aducă apă și va fi foarte bine, o să vedeți.